Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Am deosebită plăcere să l-am aici alături de noi în studio pe Florin Mihai Hasan, doctor în istorie, profesor la Colegiul Ortodox Mitropolit Nicolae Calan din Cluj și cercetător pe care ați avut ocazia să-l vedeți în ultima producție Netflix dedicată lui Vlad Țepeș, un serial intitulat Otomanii, Mehmed vs. Vlad, acolo unde a apărut în calitate de expert. Eu l-am invitat astăzi alături de noi pentru că vreau să discutăm despre mituri istorice. Și ideea asta a plecat de la faptul că am văzut în social media, în special, reacțiile pe care le-au stârnit atât declarațiile dumnealui cât și cele ale colegului dumnealui, domnul Pogăceaș. O primă întrebare, domnule Hasan, încă o dată bine ați venit. Da. Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult de invitație și de faptul că putem să povestim încă o dată și despre otomanii și despre orice alt subiect care poate naște interes pentru Nu, public. intenția mea este să demontăm cât mai multe mituri putem din mare parte a istoriei, nu doar legate de Vlad Acceptăm. Țepeș. Da. Corect. O primă întrebare ar fi, domnule profesor, când se nasc miturile? Când începe istoria să fie mistificată, ca să spun așa, când încep istoriile alternative? Cred că istoriile alternative, din punctul meu de vedere, încep în momentul în care începem să spunem povești. De la momentul în care mitografii încep să spună primele povești, cred că apar și istoriile alternative. Pentru că, de fapt, fiecare dintre noi filtrăm o imagine, o poveste, prin propriile noastre linii și prin propriile noastre filtre de înțelegere a lucrurilor. Și atunci cred că astfel se nasc poveștile alternative, se nasc miturile, pentru că de multe ori poate că oamenii nu au fost mulțumiți cu finalitatea unui eveniment, unui fapt istoric. Ar fi vrut să se întâmple altfel. Și atunci cred că se nasc aceste povestiri alternative, aceste mituri. Mă gândesc că îmi vine direct așa în minte povestea, să spunem, legendarului Arthur, oricine ar fi fost acest Arthur. Modul în care el și-a terminat viața i-a nemulțumit probabil pe apropiații, pe contemporanii săi, și atunci, din dorința de a nu pleca atât de repede dintre noi, dintre cei de atunci, dintre contemporanii săi, s-au inventat tot felul de povești alternative despre o zână care l-a răpit nu în mijlocul unui lac, despre faptul că stă într-o insulă undeva în mijlocul mării, că se va întoarce la un moment dat. La fel pot să mă gândesc la destinul lui Constantin al XI-lea, ultimul împărat al Romaniei Orientale, al Bizanțului, care moare pe câmpul de luptă, dar grecii au considerat la un moment dat că el este împăratul fără de moarte, că nu a murit, că de fapt e o stană de piatră până la finalul vremii, când se va întoarce și va guverna iarăși în Constantinopol. Despre templier, de exemplu, care nu. Da? Deci, tot timpul, personal, asta este punctul meu de vedere, că miturile și povestirile alternative se nasc dintr-un sentiment al celor care trăiesc în apropierea acestor personaje și care, supărate pe faptul că ele au dispărut din viața lor, încearcă să le continue viața, să le spună o altă poveste, să spună povestea despre ei altfel încât să-i glorifice un pic mai mult sau să îi prezinte niște tușe pe care respectivii, nu știu dacă le-ar fi apreciat neapărat, dar pe care contemporanii le-au văzut cumva utile. Asta este, să spunem, o părere personală, vorba aceea, despre
cum cred că se nasc miturile? Vedem tot mai mult astăzi că miturile și mai ales istoriile alternative prind foarte tare la români. Foarte tare, foarte mulți promovează astfel de idei în social media. Când au început ele să apară în România, multă lume acuză comunismul de promovarea unor astfel de idei. Există și opinii care spun că ar fi apărut în perioada legionară, alții spun că ar fi apărut în perioada pașoptistă, odată cu Nicolae Bălcescu și ceilalți. Ce ne puteți spune dumneavoastră ca istorie? Când au apărut ele? Cred că au apărut de când, cel puțin pentru spațiul ăsta românesc mare, cred că le avem de când avem primele surse scrise cât de cât credibile. De când avem cronicile. Dacă ne gândim la cronicari, vedem că ei povestesc despre spațiul ăsta nu bazat pe surse. Au ceva surse, știu despre anumite chestiuni. Documentele oficiale spun de obicei. Am văzut, dau un exemplu, un domnitor, nu știu, Gavril Movilă, de exemplu, la 1618, nu spune, am văzut un document de la Nicolae Alexandru Voievod bătrân, cel bătrân și așa mai departe, adică primul din șirul domnitorilor și așa mai departe, dar astea sunt chestiuni care țin de domeniul juridic. Atunci când scriu, cronicarii noștri spun, de exemplu, nu Miron Costin sau Grigore Ureche despre acel general al împăratului Traian numit Flacus, de la care a luat numele provincia Valahia și, practic, acest Flacus ar fi dat numele provinciei. Sau despre faptul că aici erau prezenți sau au fost colonizați tâlharei Romei. Depinde de care romă ne gândim, Roma veche, Roma nouă. Deci e teoria descălecatului lui Negru Vodă, de exemplu, nu? Care apare în Letopisețul Cantacuzinesc pe la 1690, care spune despre descălecatul lui Negru Vodă. Practic, istoriile alternative au însoțit istoria documentată de la începuturile scrisului, să spunem, românesc. Scrisului istoric cu tendință larg spus, scrisul românesc. Deci, de la începutul, sau de când avem istoria cât de cât documentată, de atunci avem și în paralel istoriile alternative sau miturile care explică fondările statale. Deci, cumva au însoțit de la început, am eu impresia, ideea de istorie. Deci avem o istorie reală, o istorie așa cum a fost ea și o istorie pe care, necunoscând-o foarte bine, cronicarii au încercat să umple golurile cu ceea ce credeau ei că este posibil să fi fost. Deci, cumva, asta este consonanța între cele două. E istoria dintr-un început, de când începe să fie consemnată, și miturile care încep să umple golurile pe care nu știau cum să le umple. Pentru că și Grigore Ureche și Miron Costin au scris despre faptele care au mai apropiate de ei ca eveniment, știau mai bine. Și acolo nu greșesc mult. Cu cât faptele sunt mai îndepărtate și sursele sunt mai puține, cu atâta se favorizează mai mult apariția și dezvoltarea unei istorii mitologice, a unei legende, a unei istorii alternative. Asta era următoarea mea întrebare. Cum reverberează ele astăzi și, mai exact să vă întreb, care sunt cele mai mari mituri care se promovează astăzi și pe care dumneavoastră le-ați întâlnit în activitatea dumneavoastră? Cele mai mari mituri legate de istoria țărilor române? În principiu, sunt cele care au apărut de la finalul secolului sau de la a doua jumătate a secolului al XIX-lea, din perioada romantismului,
și care, din păcate, într-o formă sau alta, se continuă până în prezent. Sunt, practic, istoriile alternative sau ficționale despre începuturile țării românești sau ale Moldovei, despre rolul românilor în istoria universală și istoria zonală, despre daci, desigur, pentru că dacii ocupă astăzi un loc central în mitologia sau în istoria asta alternativă și, desigur, idei care au fost preluate încă din romantism, da, și duse până în prezent ca ideea cu unitatea națională a românilor înainte de a exista națiune, nu, ideea lui Mihai Viteazu, unificatorul celor trei țări române, cel ce și-a dorit să facă acest lucru în sfera naționalului, în condițiile în care nu avem o națiune avant la lettre. Națiunea apare ca și concept la finalul, cel mai devreme la finalul secolului al XVIII-lea și se fundamentează înspre 1830, deci înspre final de, să spunem, iluminism și romantism și funcționează până spre 1945, când înfrângerea Germaniei naziste și aliaților săi a însemnat până la urmă și o înfrângere a diverselor naționalisme și o regândire a istoriei dincolo de sfera naționalismelor. Practic, cred că acestea sunt miturile care au revenit și revin obsedant în discursul, nu istoriografic neapărat, pentru că aici lucrurile s-au mai clătit și s-au mai clarificat, ci în spațiul public unde fiecare crede că este îndreptățit și poate să spună puncte de vedere despre diverse evenimente mai apropiate sau mai îndepărtate din istoria națională. Mai sunt mai recente, nu? Este mitul lui Ion Antonescu, salvatorul națiunii, chiar dacă Ion Antonescu, criminal de război dovedit, a distrus armata română la Stalingrad, de fapt. Este mitul lui Nicolae Ceaușescu, nu cel care a construit o societate pe care noi ăștia din prezent o deconstruim și o distrugem, că n-am înțeles măreția lui Nicolae Ceaușescu și lupta lui pentru propășirea națiunii române. E mitul nu lui, nu știu dacă mă gândesc acum, mitul conducătorului, în general ăsta apare obsesiv, mitul conducătorului unic care poate și reușește să scoată națiunea din toate momentele de criză, mitul, nu mai era mitul boierilor trădători pe vremuri, care mereu au complotat împotriva unei domnii care a vrut să-i ajute pe cei oropsiți și masele populare, ca să folosim conceptul din epoca trecută, nu, mitul oastei celei mari, unde nu ați văzut că am tot avut tot felul de discuții și da, sigur că nu am avut o oaste cea mare în sensul în care l-a gândit regimul comunist și probabil că elemente, ca să nu fim nici noi extremiști și să vedem doar într-un punct, probabil că au fost elemente militare libere, hai să le zicem țărănești, care într-un fel sau altul au fost recrutate, dar n-au reprezentat în fapt baza armatei, ci baza armatelor medievale au reprezentat-o profesioniștii armelor. Erau și ăștia cu logistică, cu alte chestiuni de genul ăsta, dar n-au fost, deci nu cred personal, nu cred că au depășit vreodată un 20-30% din întreaga structură militară a țărilor române, ca să nu zicem că nu și noi promovăm mituri cu o armată doar nobiliară, fără compartiment, să spunem, extras din lumea țărănească în caz de primejdie externă. Mitul aurului dacic, dacă mă mai gândesc la un alt mit care a făcut carieră, miturile despre francmasoni, miturile despre rolul francmasoneriei în societatea românească de la 1860-59-60 încoace.
alte mituri care cumva s-au lipit în România de anumite teme și revin, dar sunt cumva extranee, ca miturile despre politicile de nu de inchizitoriale sau despre nu știu, templieri sau rolul bisericii romane în spațiul românesc. Deci sunt multe, multe. L-ați menționat pe Mihai Viteazu și aici am o întrebare și cred că sunteți omul cel mai îndreptățit să-mi răspundă, pentru că dumneavoastră aveți o teză de doctorat privind infracționalitatea în Transilvania, secolelor da. 15, dacă nu mă înșel, 14. 14-15. Da, 14-15. E, întrebarea mea era așa, e o întrebare puțin mai lungă. Acum mai da. Mulți ani, citeam o biografie a unui personaj faimos din istoria Angliei și a Statelor Unite, John Smith pe numele lui, acel John Smith care a pus bazele primei colonii din Statele Unite, Jamestown. Puțină lume știe că el a luptat ca mercenar, sau cel puțin asta spune el în biografia lui, în Transilvania și ulterior în Valahia. Mie mi s-a părut foarte interesantă descrierea lui asupra ceea ce se întâmpla în Transilvania după moartea lui Mihai Viteazu. El a ajuns acolo în 1601, la scurtă vreme după asasinarea lui Mihai Viteazu, și descrie cete pe care le numea de haiduci. Erau în realitate mercenarii care rămăseseră din armata lui Mihai Viteazu și care, din spusele lui John Smith, făceau un adevărat haos în Transilvania. Erau atât de bine organizați încât puteau asedia cetăți, să le cucerească. El chiar descrie un astfel de asediu, probabil la Șiria, dacă nu mă înșel, în Arad. Așa, și descrie inclusiv foametea de acolo și cazurile de canibalism la care ajunsese populația din Transilvania. Mie asta mi-a dărâmat cumva un mit despre haiduci, un mit care fusese cumva promovat și de filmele de dinainte de Revoluție. Mă gândesc la, de exemplu, la Nemuritori, un film pe care l-am îndrăgit copil fiind, cu mercenarii rămași, soldații rămași de pe urma lui Mihai Viteazu. Vreau să ne detaliați puțin cine erau haiduci ăștia despre care vorbea John Smith și da. Care a fost rolul lor. Da. Deci cumva trebuie să în mintea, cred că în mintea celor mai mulți dintre noi, haiducul este acel proscris social, să spunem, vorbim pentru secolul 18-19, chiar și început de secolul 20. Deci este acel proscris social, acel om care nu se adaptează epocii sale și încearcă cumva să iasă din tiparele epocii, nu, furând de la bogat și dând la săraci. Asta este, cred că, cea mai simplă definiție pe care poate să o dea oricine despre haiduci, dacă îl întrebi pe un simplu cetățean pe stradă, domnule, ce sunt haiducii? Dar sigur că haiducul sau haiducii, ceea ce despre care dumneavoastră m-ați întrebat, sunt unități militare, în principiu, recrutate de către, să spunem, regim maghiar inițial, în perioada de început a secolului al XVI-lea, și după aceea proliferează și în principat. Sunt recrutați în general din pusta maghiară și dintre sârbi, cei mai mulți, sau populații balcanice, fiind trupe de cavalerie ușoară, care reprezentau practic elemente de cercetare înaintată a terenului și elemente de hărțuire a inamicului în lupte scurte între aceste detașamente practic de cercetare și detașamente de urmărire a inamicului în timpul bătăliei, după ce, să spunem, marile unități, fie de infanterie, fie de cavalerie, erau dislocate și intrau în debandadă. Haiducii de multe ori aveau acest rol de a sparge aceste unități care deja erau, să spunem, intrate în debandadă. Practic, o definiție foarte scurtă a lor, sunt trupe de cavalerie ușoară pe care
provenite din spațiul balcanic și a pustei maghiare și care sunt folosite ca și trupe de cercetare, de atac uneori în timpul luptelor între unități de cavalerie ușoară. În principiu sunt militari de profesie proveniți din spațiul balcanic și al pustei maghiare, care sunt implicați, să spunem, în activități militare de explorare, cercetare și în acțiuni militare împotriva unor unități similare de cavalerie ușoară sau de urmărire a inamicului. Dar, vedeți, fenomenul haiducie este unul cu o importanță mare, cel puțin în istoria pe care am învățat-o noi în perioada de dinainte de 89 la școală. Dumneavoastră ați vorbit de haiducii care făceau parte din armata organizată, cea maghiară, și ulterior din armatele de mercenari, din armata de mercenari a lui Mihai Viteazul, a lui Radu Șerban și așa mai departe. Da. Cum rămâne cu fenomenul haiduciei în Transilvania? Mă refer la personajele faimoase, gen Pintea, sau mai ales fenomenul haiduciei în zona Olteniei. Sunt haiducii niște eroi naționali, așa cum ne-au fost descriși, sau nu? În principiu, cred că datorită modului lor de comportament al acestor unități, treptat termenul a fost asociat și cu acești proscriși sociali. Toți acești proscriși au în spate o poveste. Au în spate o realitate care i-a determinat să lucreze în afara legii. Din punct de vedere al justiției epocii, ceea ce noi vedem ca eroi sociali au fost de fapt niște antieroi. Din punct de vedere al statului de drept, astăzi ar fi fost infractori de drept comun care ar fi fost judecați și condamnați conform legilor în vigoare. Dar pentru că tot timpul, să spunem, categoriile care s-au aflat sau au fost predispuse spre revoltă, spre nemulțumire socială, spre distrugerea unui sistem, au găsit în aceste personaje, care de fapt sunt antieroi din punct de vedere al statului legal, au găsit în ei niște exponenți ai visurilor lor, ai viselor lor utopice. Adică tot timpul s-au gândit la ei ca la niște potențiali salvatori, ca la niște oameni pe care ar putea să le rezolve lor problemele de zi cu zi, cotidianul, să le rezolve, nu știu, problema mâncării, să le rezolve problema stăpânului abuziv, să le rezolve, nu știu, lipsa banilor. Dintre toți haiducii ăștia, dintre toți dezrădăcinații ăștia sociali despre care la un moment dat am citit fiecare dintre noi, cred că singurul care a depășit pragul antieroului a fost Bujor, un sibian care a tâlhărit în zona Iașului pe la sfârșitul secolului 18, începutul secolului 19, și care a fost executat, dacă mi-aduc aminte, la 1810 sau în jurul lui 1810, prin spânzurare în fața mănăstirii, cred că, dacă nu greșesc, Galata, iar cumva ca o recunoaștere a calității sale, mai să spunem duble, și de cumva de erou justițiar, domnia, de exemplu, a permis soției sale ca pe seară trupul său să poată fi luat din spânzurătoare și îngropat creștinește. E singurul caz de astfel de justițiar social față de care domnia a arătat clemență. Nu se știu foarte multe date despre acest personaj. Puteți detalia să ne dați mai multe informații despre el? Bujor a rămas cumva... tipul e născut undeva în preajma Sibiului, deci în zona Sibiului. La un moment dat începe să aibă activitate tâlhărească în zona respectivă. Este urmărit de autoritățile austriece și preferă să treacă în Moldova.
În Moldova se asociază cu niște potentați ai vremii, cum erau un anume Caravia și alții asemenea, care au boieri și care practic îl ajutau, îi dădeau informații despre, sau ponturi, ca să spunem așa, despre caravane care puteau, caravane, să spunem, convoaie de negustori care puteau fi atacate, despre boieri bogați care circulau într-o zonă și nu prea aveau mulți arnăuți cu ei și mai departe, deci practic le vindeau informații. Bujor îi ataca pe respectivii, îi jefuia și o parte din ceea ce jefuia împărțea cu acești tăinuitori ai săi. În final, în 1810, domnia a ajuns pe urmele lor și au fost condamnați. Caravia a fost executat prin decapitare pentru că era boier, sigur, iar Bujor și alți acoliți ai săi au fost spânzurați, că erau tâlhari de drept comun. Dar, cumva, vă spuneam că domnia i-a recunoscut, e interesant, îi permite soției, singurul caz pe care îl știu, permite soției ca trupul lui Bujor să fie coborât din spânzurătoare și îngropat. E o poveste. Radu Roset este cel care a adunat cele mai multe informații despre Bujor. Cine vrea să citească despre povestea lui Bujor oarecum, găsește mai multe în cartea de povestire a lui Radu Roseti, Părintele Zosima și alte întâmplări. Acolo sunt mult mai multe despre acest Bujor. Deci, nu-mi dau seama exact cum s-a făcut translația dinspre haiducul militar, cavalerist de cavalerie ușoară, înspre dezrădăcinatul social din Moldova și Țara Românească, dar probabil legat tocmai de activitatea asta nu tocmai plăcută a acestor haiduci de a jefui și de a trăi pe spatele comunităților prin care erau siliți să treacă. Pentru că dincolo de toate și Baba Novac a fost executat la Cluj ca lider a unor bande de mercenari care au făcut în Cluj, în Comitatul Clujului, destul de multe fără de lege. Adică n-a fost o chestiune gratuită împotriva lui Baba Novac. Nobilii din Comitatul Cluj au avut niște datorii față de Baba Novac. Da, a avut o moarte cruntă. Sper să nu greșesc eu. El a intrat în slujba lui Mihai Viteazu când deja avea vârsta de 80 de ani, nu? Sau se apropia de vârsta cam de... Așa spune, da, cam așa spune legenda. Și el fiind bosniac. Da, bosniac sau bulgar, lucrurile sunt un pic amestecate acolo. Cert este că în momentul în care Mihai, lumea nu mai spune, în momentul în care Mihai nu l-a mai plătit, a intrat în serviciul lui Basta, care Basta l-a trimis în Banat. Am înțeles, dar asta nu știam, asta se știa mai puțin, da. Revenim da, la... De acolo, da, da, da. Nu, continuați-vă ideea, continuați-vă ideea. A, și de acolo din Banat, practic, Basta când vine la Cluj și se întâlnește cu membrii dietei îi spun... ca un semn de bunăvoință a ta față de noi și un semn al înțelegerii între imperiali și nobilii maghiari, nobilimea transilvană, ce ar fi să ne-l dai pe Novac, pe Baba Novac, să plătească niște datorii pe care le are față de noi? Și Basta zi sigur, îi trimite scrisoarea celebră lui Baba Novac, prin care îl convoacă la Cluj. Când vine la Cluj, îl acuză de colaborare cu otomanii și îl dă pe mâna dietei pentru a rezolva problema. Revenind la Mihai Viteazu, ați menționat și problematica armatelor. Iarăși o idee pe care am învățat-o la școală, faptul că Mihai Viteazu a fost primul domnitor care a folosit armate de mercenari. Este o realitate sau mercenari erau folosiți și înainte în țările române? Sau care a fost diferența dintre armatele de mercenari ale lui Mihai Viteazu și cei de dinaintea lui, dacă au existat? Problema este că în perioada de final de secol XVI, trupele de mercenari sunt preponderente pentru că nobilimea, să spunem, ca și pătură militară, și-a pierdut foarte mult din aceste calități, pentru că monarhii, odată cu centralizarea statelor, au tendința de a aduce nobilimea turbulentă ca să o controleze la curte. Și dintr-o nobilime cu rol militar, nobilimea devine o
pătură socială de curte. Deci își pierde atributele principale, să spunem, atributele militare, devenind o aristocrație sau o nobilime care stă la curtea suveranului, este mai mult taxată pe acumularea de capital, pe intriga de la curte și mai puțin pe serviciu militar. Tot mai mulți ajung să ocupe doar funcții de conducere în unitățile militare. Sunt capitani, colonei, generali și așa mai departe. De multe ori nu au pregătire, nu mai au pregătirea necesară și atunci comanda militară sau, mă rog, lupta efectivă trebuie lăsată pe seama unora care fac acest lucru tot mai des și astea sunt unitățile de mercenari. Și practic așa începe ca mercenariatul sau trupele de mercenari să devină tot mai prezente în armatele de final de secol XVI, început de secol XVII. Pentru că ei sunt profesioniști ai armelor și asta știu să facă. În timp ce nobilimea își pierde această treptate, această atribuție. Și atunci crește ponderea trupelor de mercenari. Mercenarii au existat dintotdeauna și în spațiul românesc. De exemplu, îmi aduc aminte că citeam la un moment dat despre faptul că fiul lui Alexandru cel Bun, Ilia I sau Iliaș, ținea ca și gardă personală 400 de călăreți lituanieni mercenari. Vlad Țepeș a folosit unități de mercenari și tatăl său Vlad Dracul. Probabil că și Mircea cel Bătrân a folosit unități de mercenari. Deci, încă de la final de 14, unitățile de mercenari sunt prezente pe teritoriul țărilor române. Nu neapărat într-un număr atât de mare precum în epoca lui Mihai și a lui Radu Șerban, dar cu siguranță au fost prezente. Iar după jumătatea secolului al XVII-lea, rolul acestor unități de mercenari începe să scadă pentru că domnitorii nu au de multe ori foarte mulți bani la dispoziție să plătească astfel de trupe care au destul de costisitoare. Și revin la, să spunem, la curteni, la slujitori, la etc. Bun, haideți să trecem de la Mihai Viteazu către un alt personaj foarte important din istoria țărilor române, la Ștefan cel Mare. Și aici am iarăși o dilemă. Un mit care a circulat foarte, foarte mult în ultima vreme și prin presă și în social media spune că bătălia de la Vaslui a fost cea mai mare înfrângere din istoria islamului în fața unei armate creștine. Este o astfel de afirmație adevărată sau nu? Dacă luăm, nu știu, dacă luăm islamul in corpore, probabil că au fost și alte conflicte în care islamul a suferit înfrângeri destul de mari. Din perspectiva spațiului românesc, probabil că este una dintre bătăliile care au avut o componentă umană destul de numeroasă. Acum, dacă a zice că este cea mai mare înfrângere pe care a suferit-o vreodată islamul în parcursul său, cel puțin de până la al doilea asediu al Vienei, personal a zice că o bătălie de tip turning point, ca să zic așa, ar fi mai degrabă bătălia de la Lepanto, o bătălie navală în 1571, prin care Don Juan de Austria, fiul nelegitim al împăratului Carol Vintul, a înfrânt flota otomană în Mediterana de Vest și a blocat accesul spre Mediterana de Vest. Și de acolo creștinii au început să securizeze Mediterana și să-i scoată pe otomani din zonă.
Deci dacă ar fi să vorbim despre bătălii în care islamul, să spunem, a fost stopat, bătălii de tip turning point ar fi 1571, Lepanto, bătălie navală, Viena 1529, Viena 1683. Din punctul meu de vedere, aceste trei bătălii sunt cele mai mari înfrângeri ale islamului în expansiunea lor spre vest. În expansiunea spre est, spre India, este incapacitatea lui Suleiman de a stabili un cap de pod puternic în India. Poate că numeric, să spunem, poate că numeric vasluiul ar putea să fie, dacă dăm crezare cifrelor vehiculate, una dintre cele mai mari înfrângeri ca număr pentru islam. Dar ca și idee de schimbare a istoriei, nu. Niciun caz. Bun, asta am înțeles-o, e foarte clar. Mai am un mit legat de Ștefan cel Mare. Știm noi astăzi cum arăta Ștefan cel Mare sau imaginile pe care le avem noi astăzi despre el sunt apărute mult mai târziu? Avem o reprezentare probabil contemporană, din ce mi-aduc aminte, pe Tetraevangheliarul de la Humor. Pe prima pagină a Tetraevangheliarului de la Humor avem probabil că o reprezentare de tip patron spiritual, de tip donator al lui Ștefan, care este una reală. Deci aceea cu Ștefan un pic scund de statură, bine, sigur, ne dăm seama din poziția de prosternare în fața divinității pe care o are, e deja trecut bine de 40 de ani, este cu un pic de bărbiță, e un pic dolofan la față. Aia este probabil, da, reprezentarea lui Ștefan în jurul vârstei de 40 de ani. Bun. 40 ceva. Acum aș vrea să deci mergem... Deci avem o reprezentare. Da. Restul sunt singur, iconics. Aș vrea să mergem acum și spre Valahia și ne apropiem și de subiectul pe care l-ați dezbătut pe Netflix, cel legat de Vlad Țepeș. Am o întrebare scurtă, care este de fapt o curiozitate a colegilor mei, am dezbătut-o mult aici în redacție până să ne întâlnim cu dumneavoastră. Este un mit acea pădure de țepe cu 20 sau 24 de mii de turci trași în țeapă în jurul orașului Târgoviște? Nu este un mit, este o realitate. Pădura de țepe variază între... Deci avem Calcocondil, care o amintește, dar și cronicarii otomani. În ceea ce privește, cred, sau rapoartele, diversele rapoarte venețiene, florentine, milaneze și așa mai departe, care vorbesc despre ea, probabil că avea undeva... Deci cea mai mică distanță pe care o acoperea a fost 3 km, cea mai mare care este dată este de 8 km. Câte personaje au fost trase în țeapă, mi-e greu să spun. La trecerea în Bulgaria, cum s-a vehiculat, pentru că nimeni nu i-a luat și i-a cărat de acolo să-i aducă la Târgoviște și să-i planteze în țepe, ci aș spune că probabil că au fost cei capturați în atacul de la Giurgiu, deci în iarna precedentă, deci detașamentul lui Hamza Malkoçoğlu, a purtătorului de șoimi al lui a sultanului, și probabil că unitățile de cercetare, atingii sau alte asemenea, capturate de Vlad în decursul celor, să spunem, 2-3 săptămâni cât a durat marșul armatei otomane de la trecerea Dunării pe la Nicopole Turnu până la Târgoviște. Am înțeles. O altă întrebare a mea era legată de imaginea lui Vlad Țepeș. În afară, da, este cel mai cunoscut personaj din istoria românească. De departe, cel mai corect, cunoscut. Corect, și aici intervenea întrebarea mea. Cât de mult bine sau cât de mult rău
a făcut romanul lui Bram Stoker, Dracula, pentru că, evident, străinii de afară, dacă ar fi să fim corecți, am spune că îl cunosc pe Dracula și mai puțin pe Vlad Țepeș. Da? Cât de mult bine a făcut acest roman sau cât de rău a făcut din punctul dumneavoastră de vedere? Mă duc pe principiile comerciale, nu există publicitate negativă. Deci, din punctul meu de vedere, sigur, asocierea asta poate uneori să te calce pe nervi, poate să te enerveze ca român, că uite, domnule, își bate ăștia joc de istoria națională, de etc. Dar, dincolo de toate, mitul Dracula înseamnă, din punct de vedere economic și comercial, pentru România extrem de mult. Și dacă calculezi banii pe care ți-i aduce la buget un astfel de mit, restul e deja. Adică, pentru noi, eu cred că, din punctul nostru de vedere, ar trebui să primeze tocmai această chestiune. Domnule, vrei să vezi, nu știu, patul lui Dracula? Uite, aici este. Am zis că inclusiv povestea asta de pe Netflix, care poveste, documentarul, docudrama la care am participat, am putea câștiga enorm de mult de pe seama ei, având în vedere că ai putea face un traseu al armatei otomane de la Turnul Măgurele la Târgoviște, cu o mică pădure de țepe în miniatură. Vrei să vezi pădurea de țepe? Uite, aici este. Vrei să urci la Poenari unde Anastasia, cu ghilimele de rigoare, s-a aruncat în Argeș? Uite, aici este. Vrei să vezi tabăra de noapte a lui Mehmed? Uite, este aici. Vrei să trăiești noaptea, atacul de noapte? Haide, trăiește aici și noi îl facem live. Adică poți câștiga enorm de mult. Trebuie văzut și trebuie disociat tot timpul între evenimențialul trecut și actualul. Domnule, dacă omul vrea să vadă și dorește să plătească pentru o chestiune de genul acesta, prost e să nu accepti. Adică vrei să vezi, adică e clar că reclama e sufletul comerțului, indiferent ce ar fi. Așa că, din punctul meu de vedere, eu consider că toate aceste lucruri nu pot să fie decât plus valoare pentru dezvoltarea turismului, care și așa este problematică la noi. Când poți să profiți de asemenea chestii, tu să începi să... Nu, domnule, că nu-i Dracula, că nu-i la noi. Ba, domnule, este la noi. Vrei să vezi? Uite, ăsta-i patul lui. Adică... Am înțeles. Ce voiam să vă mai întreb? Evident, timpul nu-mi permite să vă pun atât de multe întrebări pe câte aș dori eu. Sigur. Am deschis subiectul pe câteva mituri legate de cele mai importante figuri din istoria românească. Unele dintre cele mai importante figuri. Acum, ca o curiozitate personală, care este, din punctul dumneavoastră de vedere, cea mai mare personalitate din istoria României? Cea mai mare personalitate. Ca viziune politică și anvergură, cred că rămâne Nicolae Bălcescu, personal. Personal. Am înțeles. Nicolae Bălcescu pentru că, și vreau să-mi argumentez dacă îmi Vă permiteți, rog. a avut viziunea unei, la fel ca și Mazzini, de altfel și toți, sau mare parte din pașoptiștii la 48, a avut viziunea unei Europe unite înainte de Europa, Uniunea Europeană, a avut viziunea colaborării între națiunile europene dincolo de hotare religioase, confesionale și depășind, sigur, în gustul Republica Cristiana a Cruciadei Târzii și așa mai departe. A avut viziunea înțelegerii între națiunile dunărene, care nu a fost atinsă nici în prezent. Și ca tip de gândire politică, cred că rămâne un avangardist care, din acest punct de vedere, e opțiunea mea personală, rămâne cea mai mare personalitate a României moderne. Dacă este să vorbesc despre o personalitate a spațiului actual românesc, a spațiului actual românesc, însemnând tot ce înseamnă sau înțelegem astăzi prin el,
Cred că a spune regele Matia Corvin. Deci două personalități. Am înțeles. Matia Corvin ca și exponent al Europei Centrale și având o oarecare componentă de sangvină românească, așa, ca să fiu înțeles clar, și Nicolae Bălcescu pentru România, România în sensul modern al termenului. Pentru spațiul românesc, cred că Matia Corvin Am și tatăl înțeles. său Ioan Hunedoara. Și acum o întrebare oarecum asemănătoare. Considerați că sunt personaje din trecutul României, din istoria României, care nu au primit destulă recunoaștere pe cât ar fi meritat? Nu știu, mă gândesc la un exemplu, primul care îmi vine în minte acum ar fi Radu de la Afumați, un domnitor care a dat foarte, foarte multe bătălii în scurta lui domnie Da. și despre care se vorbește foarte puțin astăzi. Prin anii 80 a fost o lucrare de popularizare apărută, mi se pare, la editura, cred că Științifică, nu mai am aminte exact, se numea Domnii trecătoare, domnitori uitați, sau domnii, da, domnii trecătoare, domnitori uitați, al lui Pompiliu Tudoran, care tocmai acest aspect îl vehicula. Sunt multe, multe personaje din istoria spațiului actual românesc care au rămas într-un con de umbră nemeritat sau au fost demonizate, diabolizate. Mă gândesc, de exemplu, la Sigismund Báthory, de exemplu, care, dincolo de toate, rămâne primul cert unificator al principatelor nord-dunărene. Pentru că în urma aderării sale la Liga Sfântă și a subordonării lui Aron Vodă și a lui Mihai prin tratatul de la Alba Iulia în raport cu Sigismund, în anii aceia de până la 1600 s-a intitulat simplu Principe al Transilvaniei, Moldovei și Valahiei. Deci oficial Sigismund Báthory a fost primul unificator în acte al spațiului ăsta și poate din punctul ăsta de vedere ar merita o mai mare atenție, zic eu, un tip de personaj. Nu știu, mă gândesc la Miron Barnovski, un domnitor care a făcut o figură frumoasă de martir, puțin cunoscută. Sau Grigore al III-lea Ghica, săracul executat după pierderea Bucovinei în 1775. Sunt personaje care ar merita poate mai mult din partea posterității, dar sigur că noi cumva am fost obișnuiți din perioada, să spunem, regimului trecut să funcționăm pe grila asta de medalioane, cei 12 apostoli ai neamului de la Burebista până la Nicolae Ceaușescu. Și acum schimbăm grila sau inventăm niște personaje care să ne convină în grila asta. Sigur că cred că ține foarte mult de preferințele personale ale fiecăruia dintre noi. Adică galeriile astea de personaje e clar că sunt diverse de la cercetător la cercetător, de la cititor la cititor, de la pasionat de istorie la pasionat de istorie. Ce v-am spus eu sunt galeriile personale de personaje. Dacă întrebăm pe alți confrați, colegi, s-ar putea cu siguranță să vă dea alte nume, alte personaje, alte viziuni asupra acestor aspecte. Ține foarte mult de preferința personală, de aplecarea pentru un subiect sau altul. Da, l-ați Nu cred că pomenit. este o rețetă universală. Am înțeles. Da, e clar că există personaje care ar merita, așa cum spuneați, o mult mai multă atenție și. Aia cu siguranță. Da. Aia cu siguranță. L-ați pomenit pe Nicolae Bălcescu și aici o să încep să mă apropii de finalul emisiunii noastre. Sigur. Un mit
sau o idee care s-a promovat destul de mult în ultima perioadă, este că România este un stat masonic, pentru că Nicolae Bălcescu era mason și toți cei din grupul lui erau masoni. Este România un stat masonic creat la intervențiile masoneriei din perioada 48? Păi cred că toate statele care apar din epoca iluministă până pe la jumătatea sau finalul secolului XIX sunt state care au avut o componentă, să spunem, francmasonică. Dincolo de, pentru că mai toți, nu toți părinții fondatori ai Statelor Unite au fost mai mult sau mai puțin francmasoni. Bolivar a fost francmason. Toată elita interbelică, să zic, toată elita de la 1840 a viitorului stat românesc a fost afiliată cu francmasoneria. Asta nu înseamnă că sau ar trebui să privim statul ca ceva prost făcut, pentru că, vezi, doamne, francmasonii ar fi niște boogeymen ai societății actuale care, știu eu, nu. Au avut un crez, au avut o idee, au dorit propășirea națiunilor lor, fiecare a înțeles acest lucru în felul său propriu, au contribuit decisiv la formarea statelor și asta este situația. Adică nu putem să negăm niște afilieri ale unor oameni la niște crezuri pe care le-au considerat foarte utile în perioada respectivă. Și sunt la fel de utile și astăzi. Nu, până la urmă, francmasoneria continuă să existe ca o societate deschisă, care de întrajutorare și așa mai departe, cu rol caritabil în societatea actuală. Sigur că teoriile conspirațiilor nasc diverse aberații Evident. halucinante, dar dincolo de asta nu poți să schimbi istoria unei societăți, a unei lumi, sau să-i demonizezi pe unii mai mult decât pe alții. Bă, lumea asta este o lume diversă și a fost mereu diversă. Fiecare are destinul și rolul său în istorie. Acum, dincolo de toate, ce poate face istoricul? A, da, să observe, să puncteze și cam atât. Nu este rolul meu să spun ei au fost răi, ei au fost buni. Nu, rolul meu este să spun, domnule, s-a întâmplat așa, trebuie să văd de ce s-a întâmplat așa, ce a stat în spate, ce a stat, care au fost urmările, consecințele, cum a influențat modul de gândire a unui om, o anumită structură și așa mai departe. În rest, cine sunt eu să pun etichete? Ăla e bun, ăla e rău. Nu, departe. Toți suntem, nu. Apropo de etichete, Ați de înțeles teorie. ideea Da, mea? da, da, am înțeles foarte bine. Apropo de etichete și de teorii ale conspirației, ajung la ultima mea întrebare și care mi-aș dori să fie un fel de concluzie a tot ceea ce am discutat până acum. Dumneavoastră sunteți dascăl. V-au trecut elevi prin mână, vă trec în continuare, vor mai trece mulți elevi prin mâna dumneavoastră. Cum îi învățați pe elevii dumneavoastră să se ferească de istorii alternative? Că asta a fost una dintre temele discutate astăzi, de teorii ale conspirației și cum să descopere adevărul științific, adevărul istoric. Da, ideea este că tot timpul le explic că există, pentru un eveniment, există mai multe fire narrative. Și că un eveniment este exact ca un, dacă vreți, un pix. Are 360 de grade. Indiferent de unde îl privești, ai o anumită viziune asupra lui. Plus o viziune de dedesubt, o viziune deasupra, în fine. Niciuna dintre aceste viziuni nu este proastă, dar este incompletă. Și atunci, ca să ai viziunea totală asupra subiectului, ar trebui să-l vezi din toate părțile posibile. Ceea ce este foarte greu, pentru că nu ai totdeauna toate cele 360 de unghiuri ale subiectului. Și atunci, trebuie să accepți că sunt niște fire narrative care sunt mai aproape sau mai depărtate de realitatea istorică din teren. Cele care însă țin de domeniul aberantului, cele care incită la, cum să spun eu, la desconsiderarea celuilalt, la neacceptarea celuilalt, la eliminarea celuilalt din schemă ca fiind, nu știu, ticălos, trădător, etc. și așa mai departe, sau care incită la
la ură sau la o intoleranță de orice tip, înseamnă că este un discurs care este nociv și periculos. Și în general le spun să aibă grijă tot timpul ceea ce citesc prin prisma faptului. Dom'le, o chestiune simplă, verifică la finalul cărții respective care își spune de istorie. Are o bibliografie minimală, are note de subsol, utilizează un aparat critic, este apărută la o editură care este cât de cât recunoscută ca publicând lucrări cu astfel de tematică. Iar în rest, le spun că, cel puțin elevilor le spun tot timpul, contează foarte mult să înțelegi fenomenul istoric în sine și să înțelegi că a fost creat de către oameni mai buni sau mai puțin buni, de oameni care au crezut sau n-au crezut total în ceea ce au făcut și care, la un moment dat, i-au acceptat sau nu i-au acceptat pe cei din jurul lor. Până la urmă, discursul istoric este sau istoria este despre a înțelege omul, a înțelege acțiunile lui, nu de a-l judeca și a-l pune niște, să spunem, frame-uri, ci de a-l vedea în complexitatea lui, cu căderile, cu urcările, căderile sale, și de a înțelege că fiecare de lângă noi este un om care are visuri sau vise, are aspirații, are credințele sale și până la urmă trebuie să îi le respecti, indiferent de că îți place sau că nu îți place. Nu provoci omul într-un teren în care știi că îl vei agasa, încerci să-l înțelegi, încerci să vezi perspectiva lui asupra lucrurilor și să încerci să te detașezi de credințele, ideile tale și să încerci să-l înțelegi pe cel de lângă tine. Am și înțeles. Cred că asta este o chestiune foarte importantă. De fapt, acceptarea și înțelegerea celui de lângă tine și a actului istoric în sine ca fapt trecut pe care tu nu îl mai poți schimba. Așa s-a întâmplat, ăsta a fost mersul lui, nu există o istorie alternativă, este o istorie care așa a fost, ce nu poți schimba ce a trecut, poți schimba ce este acum. La fel cum ce faci tu acum s-ar putea să aibă reverberații în viitor, dar tu alea nu le vei mai vedea sau va fi prea târziu. Important este ca ceea ce faci tu acum să fie onest în raport cu tine și cu celălalt. Cred eu. Asta este... Am înțeles. Eu un crez frumos. Domnule Hasan, vă mulțumesc mult pentru intervenție. A fost o plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Cu siguranță. Da? Și vă doresc mult succes și dumneavoastră și elevilor dumneavoastră.